Surpriza zilei vine de la Ilie Năstase. Sportivul s-a căsătorit pe litoral, dar cu mai multe detalii vine colega mea Daniela Milanu. Daniela, bună ziua! Bun găsit, Laura. Într-adevăr, când toate lucrurile duceau către un divorț, iar acesta părea iminent, iată că surpriza vine de la Constanța. Asta pentru că ieri Ioana Năstase și soțul său, Ilie, au spus cel mai important da din viața lor, în fața lui Dumnezeu. Astfel, la un an și puțin de la cununia civilă, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu și au spus da, făcând cununia religioasă. Și dacă săptămâna trecută tot vorbeam despre o posibilă împăcare, fiindcă că aveam anumite indicii. Iată că acum aceste lucruri sunt cât se poate de clare, iar Ioana se pare că a uitat de divorț și a postat pe contul său de Facebook câteva fotografii în care, ce credeți, apare în rochie albă de mireasă. Și nu orice rochie, este vorba despre o rochie superbă, lungă, simplă, tip sirenă, care îi încadrează perfect silueta, dar nu este singură, ci alături de Ilie Năstase, care, așa cum ne-a obișnuit, poartă un costum extrem, dar extrem de elegant. Și bineînțeles că aceste fotografii au fost însoțite și de un mesaj extrem de emoționant, un mesaj pe care Ioana a ales să-l scrie în dreptul imaginilor, și anume momente unice. Asta, bineînțeles, după ce ieri, în exclusivitate pentru Antena Stas și Spainews.ro, a confirmat căsătoria cu Ilie Năstase. Laura? Daniela.